Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu FIFA 20. Astăzi vom începe o serie în care vom juca cu echipe românești, deoarece am deja carieră cu Steaua și vreau să încerc și alte echipe românești. Și altfel n-avem cum să le încercăm, nu? Decât prin carieră sau prin meciuri kick-off. Dar eu voi juca la Online Division sau Season, habar n-am cum se numește, Online Season aici. Prima echipă cu care voi juca este CFR Cluj, câștigătoarea titlului. A câștigat și aseară cu Lazio, deci e forță echipa. Avem doar players online 4-6, bă, cred că nu putem să jucăm cu ea aici. Nu știu dacă ne vom găsi playeri la season aici, dar vom încerca. Nu uitați să lăsați acolo un like, să strângem și noi 1500 de like-uri dacă mai vreți ca această serie să continue. Și nu uitați să lăsați în comentarii cu ce echipă din România ați vrea să joc în videoclipul următor. Vom da aici și vom încerca să jucăm cu CFR Cluj. Ne vom uita peste jucători să vedem ce jucători are. O să joc un meci sau două, chiar nu știu câte meciuri o să joc. Depinde de spectacol, depinde cum ne prezentăm. Vom schimba echipa, vom merge la CFR Cluj. 3 stele are CFR Cluj. Kitul este ăsta sau ăsta. Vom merge cu ăsta clasic. Și ne vom uita în primul rând peste echipă. Arlauskis îmi poartă niște statusuri destul de bune. 75 diving, 72 kicking, 79 reflexe. Not bad. 73 rating, ok, destul de bun. Arlauski, Camora în stânga, 74 pace, nu e cine știe ce. Mai departe îl avem pe Mureșan, e destul de slab, 51 pace, dar are 82 physical, bă, ești nebun? 82 physical, cum stau să-i văd? Are 89 strength, destul de mare strength-ul. Îl avem aici pe Vinicius, 72 defending, 79 physical, 41 pace, n-ai ce să faci cu el, e melk direct. Dar cred că va rămâne în echipă pentru că nu prea am pe cine să bag în locul lui. Butean ăsta, 80 pace, e destul de ok pentru un fundaș dreapta. Defending-ul nu are el cine știe ce. Dar sunt mulțumit de pace-ul ăla. Itu o să fie schimbat, nu știu cine Itu. O să intre... Nu știu cine o să intre. O să-l băgăm pe Culio deoarece are ratingul cel mai mare, dar cred că e și el destul de slăbus, 44 pace. Parcă nu vine să-l bag. Dar o să-l las acolo deoarece e jucătorul cu cea mai mare experiență din lotul CFR-ului. Bă, ăsta are 85 physical. Sila asta. Mi se face silă când îl văd. De fapt nu, că are 85 physical. Stai că nu mi se face. Stai așa. 90 stamina, 86 strength, 80 aggression. Uite și tu ce statusuri echilibrate are ăsta. Bă, ăsta e forță. Bă, m-a uimit ăsta. Iar am ieșit de aici, ce prost sunt. Djokovic, CDM și ăsta are 81 physical, jucător cu physical foarte mare la CFR. 90 strength. Oh my, gata, nu mai, nu dăm cu CFR-ul. Bodybuilder direct. Îl avem aici pe Omrani, jucătorul cel mai în formă de la CFR, are doar 69 rating. Dacă era după sezonul ăsta avea un rating mai mare, dar sezonul trecut n-a avut unul foarte wow cum a fost sezonul ăsta. Însă a fost unul ok. O să-l băgăm totuși aici pe Păun. Păun are 84 pace, shooting doar 61. Și Păun șutează, ați văzut și voi cum șutează Păun. Deci nu mai zic, Păun e forță. O să-l băgăm totuși în atac pe Sucudean în locul lui Rondon. Costache ăsta e destul de ok, 83 dribbling. O să intre probabil și la pauză. Pereira 88 pace, nu mai zic. Bă, dar mai bine intră Pereira în locul lui Deac, care pace mai mare. Sau nu, mă lăsăm pe Deac, e de al nostru. Nu băgăm străin titular, cam rasist puțin. Deci cam așa arată echipa, o să-i dăm drumul la un meci așa să vedem dacă găsim, dacă nu, vom juca kick-off. O, ne-a găsit oponent, e bine că ne-a găsit oponent, destul de repede, chiar nu așteptam să găsească așa de repede și l-avem aici pe Mureșan. Mureșan, incredibil, Mureșan, dacă dai așa și în meci, îți fac salariu de 30 de milioane. 30 de milioane în lei, nu 30 de milioane în euro. Ok, joacă CFR versus nu știu ce echipă e asta. Siv, ceva din Turcia cred, dar kiturile nu prea se diferențiază așa de bine, dar vom încerca să jucăm cu ce avem, Păun aici frumos, toate felurile de păsări, Păun, nu mai știu tipuri de păsări. Djokovic s-a lăsat de tenis și s-a apucat de fotbal. Ok, scapă ăsta aici, Vinicius, ce face Vinicius, se uită la el și Kone, scapă, scăpăm acolo, Arlauskis scoate incredibil, încercăm un atac pozițional, cum ar spune Ilie Dumitrescu. Cudean, e liber ăsta aici, Culio. Culio marchează, Culio acolo, 1-0 pentru noi, Culio marchează minutul 10, fantastic, reușim aici să marcăm foarte bine. Băi, e rupere CFR, văd. Da, și se pare că oponentul a dat rage quit, destul de scurt meciul ăsta, a marcat Culio, a ieșit ăsta. Din păcate, o să mai jucăm un meci, de fapt, din fericire pentru voi, da, și pentru mine, că și mi-e place să joc. Ok, să sperăm că găsim acum alt oponent, așa ar fi frumos, să sperăm, Doamne ajută. Cred că mai bine aș face o echipă în Ultimate Team decât să joc așa. Însă deocamdată nu am bani, dar probabil pe viitor așa o să fac, nu o să mai joc aici.
primul episod așa o să fie, după episoadele următoare o să creez echipe în Ultimate Team cu jucătorii de la acea echipă. Să sperăm că e apreciată seria și să merite banii dați pe jucătorii ăștia. Practic irosiți, că joc doar un meci cu ei și după n-o să mai joc. Like acolo, 1500 de like-uri și nu-mi găsește oponent. Mai încercăm o dată, ultima dată, dacă nu iese, o să jucăm la kick-off cu o echipă tot din România, cred că cu FCSB. Ok, vom da classic match aici, vom alege CFR Cluj, CFR Cluj frumos, versus FCSB. Alegem frumos kit-urile să ne diferențiem. Arată echipa cum arăta și mai devreme, e bine că a rămas salvată. Game settings, ia să ne uităm să vedem ce alegem aici. O să-i dăm pe professional, deoarece am văzut că pe World Class chiar nu o descurc, deci sunt varză, frate, împotriva calculatorului. Start! Aici ne antrenăm, dăm pase frumos. Derek Ray și Le Dixon, hai că o să comenteze ăștia în Liga 1 dacă e vreodată. Bă, arată mișto acolo cu steagurile CFR-ului, nici nu e dată grafica pe Ultra ca să vedem cum arată mai bine. CFR Cluj acolo arată și locul în campionat. Oare ăsta e locul adevărat? Da, băi, locul adevărat. Și începe meciul aici, trebuie să-i scot trainerul. Bine pasa asta, Sila e liber acolo, se duce Sila, e singur. Încearcă la un tackle și cred că o să obțină roșu. Primește roșu aici 100%, a scăpat singur cu portarul, deci trebuie să primească un roșu Cristea. Și oare primește roșu? Da, primește roșu Cristea. O intrare foarte urâtă din partea lui. A băgat acolo alunecare, din păcate n-a fost penalti. Vom încerca să batem această lovitură liberă. Oare am bătut bine? N-am bătut bine? Oh, și bă, gol, bă, gol. Bă, a fost gol. Bă, bă, ce a fost aia, frate, că la a fost mingea în poartă. N-ai cum așa ceva. Lăsați acolo un comentariu dacă a fost gol sau nu. M-au furat ăștia de la EA Sports sau m-a furat arbitru mai mult. Cine e arbitru? Că vorbesc eu după meci cu el. Către Țucudean. Țucudean șutează acolo pe lângă poartă, foarte aproape să marcheze Țucudean. După cum puteți vedea, are fața ca în realitate foarte, foarte realistă fața. N-am ce zice. Pasă către Deac. Deac. Frumos. Frumos aici. Deac e liber. Deac are mingea de fapt. Șutează ăla pe lângă poartă de acolo. Culio. Foarte prost șutează aici. Ok. Vână acolo. Execuție tehnică. Zici că a fost Ibrahimovic la faza aia. Păun acolo. Foarte bine. Du-te păun. Se duce păun aici. Are destul de multă viteză. Păun. Se oprește. Dă înapoi aici. Și trebuie să fie gol. Și n-a fost gol. N-a fost gol. A fost bar. Offside. N-a fost offside. Ba da, a fost offside. Ok, Deac. O preluare cam proastă, însă pasăm bine aici și Deac trebuie să marcheze și marchează. Deac face 1-0 în minutul 38. Foarte bine marchează Deac aici. Se duce la spectatori și se bucură împreună cu ei. Ce mișto. Foarte multe miști trec pe la Deac și pe la Culio. Culio se duce aici. Ok, Deac e liber. Are spațiu să înainteze, însă nu are destul de multă viteză. Ne oprim aici, pasăm încă o dată și trebuie să dăm gol cu Țucudean și marcăm aici. 2-0, minutul 43. Foarte bine marchează Țucudean. Oh, și o celebrare aici. Șmecheră. Ok. Sila șutează aici și facem 3-0. Mult prea ușor pentru noi, deoarece FCSB-ul este în 10 oameni. Sila marchează. Avem foarte multe spații libere acolo și este pauză 3-0 pentru noi. O să fie un meci destul de ușor. Nu a dat niciun șut FCSB-ul. Oricum pe professional văd că e mai ușor. Pe World Class mi se pare foarte greu. Nu știu, parcă e o diferență prea mare între professional și World Class. E liber în centru Țucudean. Încă o pasă. Îi ridicăm aici mingea și șutăm din prima oare. Nu, n-a intrat. Am vrut ceva spectaculos, dar a ieșit penibil. O pasă acolo, din prima șutăm acolo și aproape să marcăm un gol fenomenal. Foarte aproape să marcheze acolo, nu știu cine a fost, dar cred că a fost șutul de viață. Nu mi s-a părut sincer. Păun, foarte bine, foarte bun acest păun, chiar e șmecher păun, cum se simte. Mamă, ce pasă acolo din partea lui Țucudean, însă nu s-a apărat bine. O să mai încerc câteva pase de genul. O să joc mai mult la mișto acum. Ok, o pasă aici, șut din prima, însă Vlad stă bine în poartă. Mingea oricum s-a dus pe el, n-a fost o minge puternică încât să-i pună probleme. Pas acolo, șutul ăla care n-a fost șut, nu știu ce a fost mai exact. Harlem Noireo, pas acolo, fiți atenți ce-i falul ăsta. Mamă, 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 l-am trimis după țigări. Ok, o pas aici, Djokovic e liber, șutează Djokovic mult peste poartă. Destul de slab șutul lui Djokovic. Și intră Mutinho în locul lui Coman. Ia să facem și noi o schimbare așa de final, așa la mișto. Ia că îl băgăm și noi aici pe Costache, îl băgăm și pe Traore. Nu mă, îl băgăm pe Umrani, că e mai în formă. Frumos, un 4-0. Pasă aici către Deac. Vom încerca o centrare
Și Țucudean din prima șutează și imparabil acest șut, 4-0 pentru noi. Foarte bun golul lui Țucudean. Și se termină meciul aici, un scor foarte bun pentru noi. Da, nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, lăsați acolo un like. Am jucat pe Professional, deoarece pe oricla, sincer, mi se pare cam greu. Dar văd că a fost destul de ușor pe Professional. Nu știu pe ce dificultate să joc data viitoare. Sau poate data viitoare voi încerca în Ultimate Team. Vedem! Nu uitați de like acolo, să strângem și noi 1500 de like-uri dacă vreți ca această serie să continue. Nu uitați să lăsați un comentariu cu ce echipă ați vrea să joc în videoclipul următor, echipă din România. Nu uitați să vă abonați ca să vă apară videoclipuri în continuare. Eu am fost Gianni, v-am pupat!